Bună seara România, bună seara București și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5. În episodul de astăzi vom face un heist, adică asta mi-arată misiunea că e aici, în barul ăsta, deci vom face un heist. Dar ce este? Hai să vedem. Uite pe Franklin. O să o luăm puțin în pauză. Bun, am revenit. Se ceartă ăștia, a trebuit să o luăm puțin în pauză. Ne-am întâlnit aici toți, păi logic. Care stă recapul răutăților, adică e odată deștept, odată e mafiot, odată nu știu, el pune planurile astea mare fițe la treabă. Hai să vedem. Dar nu știu așa de fiecare dată când a făcut un heist s-au întâlnit în bar, în strip, la stripper, la striptease. Cam complicat. It's got to be stored in a parking garage near the UD. It's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. That's a headache of its own. Deci după Zaf o să... Deci noi acum trebuie să tunăm 3 mașini sau... Stai puțin să mai... Să mai vedem ce se întâmplă pe aici. Eu mă descurc bine cu mașina. Nu-mi pot să și pe ăla, pe șef și pe Gustavo. Ia să vedem. Ăsta. Bun. Înseamnă driver to here. Here. Dar ăsta mai e. Acum trebuie să adicem hackerul. Ăsta din câte văd e expert în hacker. În hackering. Sau cum zice. Confirm. Deci e...
trebuie să tunăm 3 mașini. Adică să le punem roci de... să nu tragă gruncile prin ele. Dar asta o să dureze mult, mult, mult timp. Mult timp. Așa că... cred că o să pun o pauză să vedem. Și unde găsesc eu 3 mascaruri, mă? Da. Ground rent. Just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim, you're taking me up Bantam Canyon in this charcoal color Landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Can't do it, son. Get yourself out of this mess. Okay, well, how much of my father's money do you think it'll take to get me out of this situation? Bun, hai că-mi zice să iau mașina asta, van, după asta de poliție, dar n-am găsit cele trebuie mustanguri, deci le-am căutat de mi-a venit rău. Și acum zic să o iau pe asta, până mea, nu știu. Ia să vedem noi, ne băgăm pe aici frumos. Ușurel. Ușurel. Aici. Lift de police van. Așa, vedem. A. Standards. Așa, deci am adus mașina aici, hai să sunăm pe Lester. De unde să... unde să găsesc eu mașinele alea, că nu le găsesc? Măcar ar... oh my fucking shit. Bun, hai că am găsit cele 3 mașini pentru Hest. Mi-a luat cam o jumătate de oră să caut 3 mașini, o jumătate de oră. Deci le-am căutat în tot orașul. Acum să mergem la Hest și să-l facem, pentru că asta ne interesează să facem noi în misiunea de astăzi. Păi nu? BRP. Mă duc la misiune. Bun, hai că am ajuns la
locul restului. Hai să vedem ce mai trebuie să facem acum. Că am căutat mașinile alea de mi-a venit spumele pe mine. Uită-l pe hacker. Uită-o, că e fată. Și ăsta s-a consumat în poliției sau... un jandarm, în ceva. Deci mașinile alea trei n-a trebuit... Aoleo, am dat skip. Dar nu cred că... Aoleo, 7 minute. What? What? Ah, da, trebuie să ajung până la 8 acolo. N-ar trebui să fie atât de greu. Da, n-a trebuit cele 3 mașini pentru hest. Am schimbat roțile ca să nu fie mușcate de polițiști, gugușuci. Hai că mai avem puțin. Prima la stânga și am ajuns la 7:30 și noi trebuie să ajungem la 8. Hai. Cred că ea trebuie să fie. BUM! I-am făcut de rahat pe băieți. Hai mă! Coboară! Coboară! Bun! Hai mai repede! Foarte frumos, i-am combinat aici, i-am prins bine, n-am combinat și cu desert foarte bine. E o prindere reușită, să zicem așa. Go to the depository. Hai să mergem. Ah, stai că ea vin. Nu pe noi, nu e problemă. E 8:30 deja. Și acum pe aici. Frumos. A decurs bine până aici totul. A decurs excelent. Hai să vedem. Access is good, courtesy escort is go. Take us to it. Follow me.
Bun, hai să-i urmărim. Să-l urmărim pe manager, mai bine zis. Hai să vedem, ar trebui să ne ducă la bani. Acum. S-a ajuns de fie aur, banii, nu știu. Hai să vedem. Bă, dar mult mai oricum ăsta, să-mi bag piciorul. Hai, bă! Bun, bun, bun. Hai. Hai, Michael. Am ajuns la un safe. Aici cred că sunt vreo bani de cash pe tine. Să vedem. Ok. Ok. Hai să vedem ce se ascunde în spatele acestui. What? Nimic? Înseamnă că sunt un cuștire asta, ceva. Aaa, cutii, sunt cutiile astea, sigur se află ceva. Wow, ești nebun? Aur. Am dat lovitura, băi. Bun. Împinge Trevor. Bun, Trevor împinge la vagoane. Vagoane. Doar atâta luăm, pe bune. Pentru atâta am făcut. Am căutat 3 vehicule și pentru atât, adică aici e mai mult de 1.000.000 de euro de dolari, că aici la americane cu dolari cum. Hai să vedem. Împinge, Trevor, împinge! Bun. Dar ce frumos arată Michael cu casca aia în cap, zici că e din securitate, bă. Toată viața a făcut parte din asta. Stă bine. Stă foarte bine. Hai să vedem acum. Hai să ai mașina noastră. Mamă, cât aurcărăm acum, ești nebun la cap. Mamă, mamă. Mamă, cât aur. Follow Trevor. Hai să-l urmărim pe Trevor. Sper să nu fie vreo bombă ceva în... în ăsta. Da, mă, asta mai ne trebuie acum. Okay.
we go. We got a clean link up. There won't be any lag on your changes. Good work. Heading south. Right behind him. Merryweather coming from the east, dawg. We gotta head east at this junction. Control, we are stopped. Changed. There it is. There you go. Hi. Fuck, Bulletja. Hey, I need you to take a left here. Done. Oh shit, more mercs coming from the northwest. Bulletja, fuck you. Bun, hai ca mă și la destinație. Adică să arată aici. Oh, fuck. Fuck. Huh, nu m-a prins. A fost bine. Putem zice, am ajuns. Și aici cred că o să vină cineva, e imposibil să fie doar atât. Fără maur, băi, nebunilor, băi. Îi dă și lui mă acolo, mă. Îi dă și lui bani acolo. Bă, de ce eram sigur, mă? Bă, de ce eram sigur? Că vin ăștia aici. Iesă, aolo. Bă, sunt cam mulți. Sunt cam fucking morți. Da, ne descurcăm. Unde mă sunteți? Aolo. Scoate capul, pizda, măti. Sunt morți, morți. Haide capul meu, că-și mai sunt băie, frate. Nu aici! Dacă te-ai băgat ca prostul, ce să-ți fac? S-a băgat că prost în față. Aoleo. Dacă morți, fucking morți, putem să bag tărtăl acolo, dar bun. Hai să vedem, bă, dar toți sunt în pericol, mă, frate. Toți sunt în pericol. Nu mai știu pe care să mă stau. Oh, shit.
De unde sunt ăsta, măi? Că nu știu. Trevor în pericol? Da, și eu sunt frate în pericol, n-am ce să fac. N-am cum să-l ajut. Un naiba, mă. În cine să mai trag? Fuck. Bun, hai că am reușit într-un final să-i împuși pe toți. A fost foarte rău. Nu pentru mine, dar cum mă mutam de unii pe un caracter, cum mă mutam pe unul, celălalt se ducea la mama naibii. Cât, mă? 200 de milioane. S-a cât acolo? 3 de ioane? Până la și avem 6 stele la poliție. Și vedeți de ce ne-am făcut mașinile. De-aia ne-am făcut cu roți anti-gronțe. Pentru că trag ăștia în roțile noastre și e cam nasol. Și da, dacă n-aveam roțile astea, până acum nu mai mergeam cu mașinile ca lumea. Pentru că nu puteam, aveam cauciucurile sparte și era și încercam nasol. Zic și eu, oh my god. Hai, mă! Acum vin baba aici, băi, băieți, acum vin. Dar sunt curios cum o să scăpăm noi de sate stele. De asta sunt curios. Avem elicoptere, mașini, tot felul de porcării pe urmele noastre și e cam... Sincer, cam nasol. Hai, mă. Am luat-o pe podă. What the fuck? Fuck, fuck, fuck. Bun, hai că am revenit. De ce am luat-o pe jos? Hai să vedem, bă, cum scăpăm noi. What the fuck? Hai, mă, urca, urca. Fuck. Hai, mă, nu se poate. N-am urcat la timp. Fuck. Sper că nu mai mai ia din început. Ia să vedem. Asta e, mă, asta e, mă. Asta e, mă, sânsa mea. Da, cu tab. Așa și ne merim acum. Nu. Fucking hell. Fuck. Bun. Hai că am ajuns. Aici am uitat să arăt faza când am trecut prin faza, prin în fața poliției. Dar asta e. Deci am intrat în camioane și la aici era autostrăzii, era pe sus elicoptere, fel și fel de mașini cu poliție și se uita sub că nu ne vedea, dar noi eram în camioane, deci revenim cât ajungem. Bun, n-am ajuns, dar
mai vreau să mai vorbim ceva. De fapt, nu știu ce să vorbim, dar vreau să vă arăt peisajul pe unde mergem. Eu zic că este supra excepțional. Vreau să vă anunț că o să-mi iau o placă video, dar nu acum. Posibil prin octombrie. Bat între R7 și GTX 750 IT. Am două, sunt forță, dar una GTX 750 costă 6.500, mi se pare, și R7, care în loc de 156, 128 bits, are 256, și asta este foarte, foarte mișto, că de la 128 de bits la 256, zic eu că e mare, mare, dar mare diferență la jocuri. Se mișcă mult mai bine și probabil o să se miște GTA 5 la high. Nu știu dacă o să puteți să jucă la very high sau very high, dar nu ultra, pentru că am un procesor dual core, nu i5, și asta e o mică dezamăgire. M-am uitat de un procesor de 5 și ăla chiar că costă, frate, costă cât nu face părerea mea. Deci e rup 10 milioane, 11 și pana mea. Abia am bani de placă video și procesor, nu știu când o să-mi iau. Am ajuns acasă. A fost greu, băi. Da, așa cu placa mea video. Ori GTX 750 Ti, ori R7. Am două, sunt bune, dar v-am zis, mai bune e R7, pentru că în loc de 128 bits are 256. Acum să vedem de ce se ceartă ăștia. Câtă bărba are și Franklin ăsta. Bă, lasă-mă pe restă, nu? Best. Ia. Deci, da. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like. Eu am fost Micu Giant și până data viitoare, v-am salutat. Pa!